Da, cunosc cazul. N-am vrut neapărat să-l povestesc pe ăsta, fiindcă nu am foarte multe informații de la medici și nici de la cineva apropiat care a stat lângă ea. Povestea cu Marius Herța se numește și e vorba de soacră sa. O cunosc, Norbert, dacă îl știi, Alex, am fost cu el la Budapesta, da. Așa, mi l-a prezentat pe Marius. Adevăr, așa a fost cum a povestit anterior. Ideea este în felul următor. De administrat am înțeles că i s-a administrat în mâncare care Prin era dată sondă, cu sondă. probabil. Da, cu sonda era dată. Mai am un astfel de caz, așa, care iar este spectaculos, dar am zis că este prea mult timp acum și n-am vrut să îl țin prea mult pe cei prezenți. Deci doamna respectivă, așa, la un moment dat m-a întrebat Marius, zice, dar în cât timp acționează la mininul ăsta? Și eu nu știam de ce întreabă, deci nu mi-a trecut prin cap motivul pentru care pune această întrebare și eu am stat așa și m-am gândit ca toți ardelenii vreo 2-3 secunde, asta pentru că gândesc foarte repede, știți, așa, și i-am dat un răspuns așa mai precaut, zic, eu știu, vreo 3-4 zile, zic, și îl întreb, zice, da, de ce? Și îmi povestește Marius că, într-adevăr, i-a dat la soacră sa la minin și cum i-a dat, așa, și după 3 zile, într-adevăr, s-a trezit din comă și după încă 3 zile a mutat-o de la terapie intensivă într-un salon normal. Eu n-am vrut să fac mare caz de această situație, fiindcă chiar n-aveam de unde să știu dacă motivul pentru care s-a trezit a fost la minin sau nu. Dar acum, cum a povestit Marian, se pare că bă, ăsta a fost motivul. Deci dacă chiar așa de rău a fost, eu n-am mai discutat pe Marius pe tema asta, așa, dar o să-l întreb mai multe, să aflăm, rug, sau poate află rugăm, niște detalii, dacă sau îl rugăm pe el să intre în conferință, că așa e cel mai sănătos, cel mai să bine. aflăm de la prima mână.